Oh, hai, salut toată lumea. Bine v-am găsit la un nou episod din Bully Scholarship Edition. Se pare că nu am intrat și pur și simplu ne urmărește aici cineva. Dar văd că s-a sunat de clasă. Du-te, mă, de aici, lasă-mă în pace. Ce care nevoie de chestiile alea. Bun, e o oră. Hai să merg și eu la oră. Open, gata. Doamne, bă, deci ce mă urmărește tipul ăsta? Ce i-am făcut? Ok. Se pare că suntem la ora de biologie. Bă, îmi place ora asta, că e ușoară, că trebuie doar să disecăm animale. Oh, de data asta facem un șobolănel. Bine. Băi, n-am mai filmat de ceva timp pentru că am avut probleme cu două sisteme. Primul sistem a fost si... micro... Așa. Cum zici tu? Da, cu vocea și apoi cu calculatorul, că nu mergea bine microfonul, mă auzeam încet și un buzit pe fundal. Și sincer n-am vrut să fac videoclipuri așa, pentru că ea iurea, v-a dat seama. Bun, băi, chestiile astea sunt așa ușoare de făcut. Inima, am înțeles. Bun, băi, nu știu de ce se face asta în școlile astea mai mari, dar, na, ok. Se pare că mai avem 2 minute. Wow, that's disgusting. Liver. Cred că e asta? Asta e. Priceput. Mamă, bă, câte puncte din astea. Cred că de asta e un pic mai greu acum ora asta. Dar nu ar trebui să fie prea greu, pentru că totuși ne descurcăm bine. Dăm chestia asta și pac. Intestinele. Adică treburile astea. Mamă, bă, deci... Cu cât avansezi la clasă, îți dă mai multe puncte și trebuie să te miști mult mai repede, să faci o anumită îndemânare, din câte văd. Băi, știți ce am mai observat eu interesant? Așa. Testes. Nu știu ce sunt ăștia, dar... Dacă știți voi, să-mi spuneți în comentarii. Seamnă cu ceva ciudat. What's the matter? Don't you like cutting things open? Nu prea. Ok, ok. Cred că e atât. Asta e, nu? Bun. Drăguț. Aha. Bun, măcar suntem buni la biologie. Ia să vedem noi ce misiune avem. Se pare că cineva ne roagă ceva. Ia să vedem cine roagă tipul ăsta. Cu ce? Aha. Da, hai că te ajut. Vreau să-i punem ciocolată în dulapul prietenei lui. Ia să vedem. Da, dulapul este jos. Înțeleg. Băi, nu înțeleg un lucru. De ce joculețul ăsta merge așa greu? Adică merge 40 de frame-uri, 20 de frame-uri și un pic enervant, vă dați seama. Bun, și se pare că avem o misiune și aici. Ok, cred că ia-i tipa. Ok. Bun. Drăguț. Tare! Dar mai vrea cineva ceva, dar eu nu vreau să ajut acum pe toată lumea. Bun, tab! Mamă, ne-a deblocat aici toată mapa. Înțeleg. Băi, mă întreb cum era cu misiunile. Character sheets, hat-trick and galony, last minute shopping. Cred că mă duc aici. Hai că asta e cea mai apropiată și după începem misiunile de oraș. Nu, nu mai mergem. Tu ce vrei? Bine. O fată pune ciocolată în dulapul unui băiat. Am auzit-o și pe asta. Bă, dar e altă oră. Și dacă toți suntem la școală, hai să facem niște rezultate de-astea ca lumea. Sper să nu fie pe aici niște paznici.
E deja un firar. Și fix aici vine. Chestia e că dacă mă vede ăla, o să vrea să mă trimite la oră, vedeți? Că mi se face truansiu. Și se pare că nu putem să-l ajutăm. Haide, merge așa până nu mă vede ăla. Așa. Mergem și noi la oră să vedem ce trebuie să facem astăzi. Clasa de muzică. Oh, un pic aia iurea. Now then, is everyone here? Da, da. Excellent. Let's proceed. Nici nu-și mișcă buzile ca să vorbească, îmi place. Deci, se bazează pe cele două alturi. Priceput. Get ready. Aoleo. Ce muzică. Ok. Nu? Hai mă, dar nu mă lauzi un pic, totuși fac și câteva bune. Mă întreb dacă fac destul, că nu vreau să pic. Asta parcă e jocul ăla pe telefon. Știți voi. Pe ăla cu chestiile de muzică, 73% nu mi-ajunge? Mai du-te încolo, ce să-ți spun și ție. Bun, se pare că acum mai avem totuși două misiuni. Hai să mergem afară că nu-mi place. T-ați văzut? De obicei era câte o oră pe zi și acum sunt multe. Adică 5 minute pauză și începe a doua oră, a treia oră, nu-mi place. A, vrei și tu ajutor? Nu vreau să te ajut. Acum mi-o deschis cealaltă misiune. Ce, bă? Ciudat? Cred că e o misiune fix aici. Ah. Mi-o deschis o nouă misiune. Ia, mapă. Tab. Direct aici. Hai să vedem ce e cu H-ul ăla, bă. Deci s-a schimbat jocul destul de tare. Am grijă, mă. Stai liniștită. Liniștit. Hai să vedem ce se întâmplă. Ne cheamă ăsta. Bun. Salut. Bun. Deci m-a chemat tipul ăsta. Bun. Începe un mic ajutor 2. Partea a doua cu moșul. Priceput, că mai avem o chestie. Ne învață o melodie, o mișcare nouă. Deci, shift. Drăguț. Îmi place. Îmi place. Drăguț. Drăguț, îmi place mișcarea asta. Chiar e ca lumea. Bun. Băi, se pare că mai avem ceva misiuni. Și una e acolo pe partea cealaltă. Deci dacă o iau pe partea aia, cred că ajung. Ia să vedem unde e. Bun. Hai că imediat ajungem. Da, dă-te și tu din drum. Mă vezi cu skate-ul. Ai. Bun. Hai că totuși până acum merge bine. Nu te mai ajut. Îmi pare rău, nu te pot ajuta tot timpul. Chestia e că misiunile astea mă ajuți, nu mă ajuți. Atât. Hai să vedem care-i treaba. Start character sheets. Hai să vedem despre ce e vorba. Sper să mă aud bine. Dacă nu m-am auzit bine, pe bunic mă supăr. Bunch of thieving jerks. What's up, Melvin? Greetings. Jimmy, listen. Some ruffians took it upon themselves to steal my Grottos and Gremlins character sheets and won't return them. We're playing tonight. The whole situation is untenable. Grottos and Gremlins? Boy, you are sad. Sad? I'm distraught. Role-playing is the high point of human achievement. In fact, upon reflection, I am prepared to offer a bag of groats to the fair knight
whomsoever recovers these precious screens. Do you accept the quest? How much? 10 groats. What? I mean 10 bucks. Wait here. And you can have your pick of my wenches. Great. Uh-huh. Pentru 10 dolari. Ok, hai să vedem și pe asta. Se pare că una este aici. Recover Melvin character lost. Salut. Așa. Pe bune? Haide mă, ridică-te. Pe bune? Atât a fost? Deci asta pur și simplu a făcut pe el când a văzut că m-am ridicat. Asta e frâna. Ce cu ăștia, bă, de tot se iau de mine? Bun, hai să mergem după treaba asta. Opa! Hai că merge totuși bine. Fie rar. Și unii mai sunt și aici. Păi, după cum v-am spus și la început de episod că sunt un pic răcit, așa este. Bă, bă, bă! Na, mă! Na, mă, de aici! Hai să vedem cine se pune cu mine, bă! Na, mă, de aici! Mulțumesc! Și hai să mergem după celelalte două pagini de ajutor pentru Melvin, tipul ăla. Păi până acum e drăguță misiunea asta, pentru 10 dolari, dar... na. Îmi place joculețul, sincer e destul de interesant. Și ăștia fac graffiti? Dar îi lasă ceilalți? Aparent da. Adică paznici ăștia. Bun, oare unde sunt ceilalți, bă? Scuze, scuze, scuze. Prin partea asta trebuie să mă duc. Aoleu! Hai, ce te bat, mă! Aha! Chica, slay him! Violence! Aha! Bun, hai scăpăm și noi de paznici, da, am scăpat. Așa, băi, și mai avem un tip, care nu știu fix unde este. Noroc că avem skateboard-ul ăsta și ne mișcăm și noi mai repede. Opa! Aoleu, vino mă încoa! Fie n-o mă încoa, ce mă, zici că nu te prind? No, fie rar. Bine că nu-i misiune cu timp, știți? Haide, bă, haide. Cum aleargă asta mai repede decât skate-ul meu? Aoleu, ce eu... ce-i dau una în cap? Se mai ridică? No, 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 dă-mi drumul, mă! Fugi! Fugi, 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 că ne urmărește ăsta la altul. Bun, hai că am scăpat, bă, băieți. Doamne, deci, a fost un pic greuț cu ăsta. Hai. Bun, hai că am scăpat, în sfârșit. Băi, dar...
Mi-am dat zi în episodul trecut cum ne-a trădat Gary, bă, oare ce se întâmplă cu el de acum? Adică nu l-am mai văzut. Fie rar, am căzut. Bun. Da, da, da. Și că suntem un om... om nobil. Wenches. Ce înseamnă wenches? Nu știu ce s-a la wenches. Ok, se pare că mai avem ceva misiune. Tab. Este în partea aia la altă de oraș. Și nu știu ce-i cu bâurile astea, vedeți? E un pic ciudat. Oare să ne ducem în cealaltă parte de oraș? Nu, no, e un pic cam prea mult. Ce vrea? Mă, uite un copil. Deci trebuie să arunc 3 studenți în în treaba cu gunoiul, nu? Priceput. O să găsesc și eu unul. No, de ăștia nu mai iau, că ăștia zi treabă. Vreau să găsesc unul de ăsta mai obraznic, știți? Un bully. Dar nu-i nimeni. Uite-l pe ăsta. Fie rar. Bă, oare cum îi bag, bă, pe ăștia în gunoi, bă? Voi aveți vreo idee? Că eu n-am. Da. Deșteptă-i, n-am cuvinte. Da. Nu, îmi dau seama. A, uite, pe aici cred că ar trebui. Nu, 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 asta. Dă-mi treaba asta la alta. Așa. Hai că încerc cu tipul ăla de acolo. Mă, vină-o coace. Haide, haide. Vină-o, mă, încoace. Mă întreb cât ni plătește tipul ăsta. Ho, 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 drăguț. Se pare că am luat arma. Adică chestia cu ouăle. Îți despaunează oare tipul ăla? No, nu cred. Dar nu cred că mai găsesc alt din ăsta. Ouă stricate. Du-te, bă, avem un din aia plină cu ouă stricate. Aha. Ia să scotem noi artileria. Atât. Unde s-a dus ăla? Pe bune s-a despaunat tipul? Și ăla încă stă în gunoi. Wow, ce am mai rezolvat. Nu vreau să arunc fete în chestia aia că nu merită. Na, mai dacă nu găsim, nu o să stăm după tipul ăla tot timpul. Măcar ne-am făcut cu ouă din astea stricate. Ah. O, dar mă, stai că mai avem și aici, bă. Hey, buddy. Salut. You okay? Salut. Bă, ce chestie, bă! A, uite aici chestia cu notele noastre. Respect, nerd, bully. O, bă, ăștia, bully ăștia ne respectă bine, bă! A, ok, cred că n-ar trebui să ne mai iau de ei. Bun, mai băieți. Cred că cam atât a fost cu acest episod. Nu mai iau de nimeni, pentru că văd că au început să ne placă oamenii ăștia și nu vreau să-mi bat joc de ei. Hai să mergem și noi aici în pătuțul nostru și noi ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!